Bună ziua tuturor! Mă numesc Loreta Handrabura, sunt conferențiară universitară și expertă în problematică de gen. Aș începe prin a spune, imaginându-mi că nu sunteți după cadru, ci aici, în preajma mea, deoarece este și pentru mine un prim exercițiu. Contează, stimate doamne, colege, chiar v-aș spune, că ați decis pentru dumneavoastră. Ați decis fie să vă informați mai mult decât poate ați făcut-o până acum sau chiar deja sunteți sigure că vreți să mergeți într-o echipă, dintr-o formațiune politică sau să candidați independentă. Vreau să vă zic că sunt la multe capitole asemeni vouă cu deciziile mele de care sunt sigură, dar și cu fricele mele. Nici în dialogul de astăzi, ca și în alte contexte de instruiri, traininguri sau chiar și în cărțile mele, eu nu ofer rețete de viață profesională sau cum poți să faci politică. Sunt doar observațiile mele ce derivă dintr-o experiență, de aceea adevărurile mele, da, sunt și adevărurile relative, poate pentru dumneavoastră. Ele ar putea să coincidă sau nu. De aceea, sincer, aș aprecia dacă dumneavoastră ați continua prin comentarii să împărtășiți și experiențele pe care le-ați avut în domeniul activității publice sau și politice, în cazul celor care deja sunteți implicate și să respectăm acea etichetă de a aduce argumente și a nu blama ceea ce spunem sau a comenta tendențios. Eu, pentru a vă motiva o dată în plus, nu din lecturi, ci din propria mea experiență, aș vrea să vă deschid doar câteva paranteze. Am ajuns în politică și am mers, mai bine zis, în politică, urmare a firii mele nonconformiste. Poate asta nu se vede din prima, dar sunt o nonconformistă și rămân să fiu. Ziceam că am decis să mă implic inițial ca membră după o provocare pe care mi-au făcut-o studentele mele. Atunci când la catedra universitară vorbeam nu doar despre mitologie, literatură, intertextualitate, originalitate, dar deopotrivă abordam și probleme de care eram nemulțumită, fie din sectorul educației, fie din viața noastră cu atâtea sertare pe care vrem, nu vrem, le deschidem. Una din grupele de studente de la Universitatea Creangă, la care eram dirigintă, au venit cu propunerea să discutăm tema a fi femeie în Republica Moldova este o pedeapsă. Stimate doamne, atunci mi-am dat seama cât de exact ele formulase un handicap social care nouă ni se impunea. Cum vom vorbi puțin mai încolo și mă voi bucura dacă veți da curs și dumneavoastră acestei definiții, pornind de la felul cum simțiți dumneavoastră lucrurile. Țin doar să mai precizez că studentele mele aveau doar 17 ani atunci, eu 22. Eram în 1992, an în care deja istoria ne oferise șansa să devenim independenți ca țară față de colosul sovietic. Nu și șansa ca
o bună parte a populației acestei țări, mai bine spus noi femeile, să fim tratate după aceleași standarde ca și bărbații. În acel context, eu ca și studentele mele sau asemeni multor altor femei, am ales să mă opun. E vorba de discriminarea directă și indirectă care exista la admiterea în instituțiile de forță și apărare, Universitatea de Poliție și Academia Militară. Mă refer de asemenea și la discriminarea la angajarea în câmpul muncii, la câte obstacole apăreau în cale atunci când voiai să crești în carieră sau mai cu seamă când alegeai să mergi spre poziții de conducere. Nu mai zic, desigur, și de discriminarea în ceea ce privește plățile salariale pentru același volum de muncă făcut de o femeie și de un bărbat din același sector. Da, astăzi unele dintre aceste inegalități au fost excluse, altele se diminuează încet, încet. E adevărat că există încă multe probleme pe care trebuie să le păstrăm în agenda noastră de gen, fiecare acolo unde suntem, la serviciu, fie în formațiunea politică sau în funcția de conducere pe care o avem deja. Unele mai persistă, cât de paradoxal nu ar fi, chiar și în ABC-ul, cum zic eu, educației noastre de gen în școală. Vă îndemn, stimate doamne, aici pe dumneavoastră, iar voi, la rândul vă, să îndemnați pe, și pe partenerii voștri de viață în acest timp de izolare impusă să discutați cu copiii voștri pentru a vă convinge ceea ce o să vă spun în continuare, iar până a purta cu ei o discuție, răsfăiți manualele lor școlare. Începeți cu abecedarul pentru a vă convinge cum băiatul sau fata dumneavoastră este învățat să devină adolescent, adolescentă sau, în perspectivă, femeie și bărbat cu multiple roluri de soț, soție, mamă, tată și roluri care derivă din totalitatea relațiilor noastre pe care le avem în societate. Dacă vă veți uita, atenți la imagini, la textele care sunt propuse și la sarcini, veți vedea că băieții și fetele noastre sunt educate ca acum 10-20 de ani. Și anume, băieții încurajați să își asume liderismul, să fie capul familiei acasă și conducător în societate, pe când fetele sunt învățate să își asume în primul rând responsabilitățile și grijile pentru familie, pentru casă, cățel și purcel, glumesc eu de regulă și nu fără motiv, și apoi pentru carieră, implicare în politică, dacă le mai rămâne timp și puteri. Deși avem reglementări explicite în legislație, o legislație foarte bună, care servește ca practică pozitivă și pentru alte țări. Avem o strategie de gen bine articulată, angajamente internaționale, obiective clare în agenda de dezvoltare durabilă, care înțelegem că ne vor ajuta să depășim niște impasuri. Dar eu constat că tot acest pachet nu funcționează atâta timp cât avem încă foarte puține sancțiuni. Și mesajele sexiste le auziți și dumneavoastră, că continuă să fie promovate și de la tribuna Parlamentului, și de la președinție,
și din alte instituții ce formează opinii și educă. Or, anume aceste mesaje, fiți de acord, nu doar perpetuează niște stereotipuri și prejudecăți de care e timpul să ne debarasăm, dar ele continuă să întărească niște tipare cu privire la ce face bărbatul și ce face femeia în familie, cine se ocupă de îngrijirea copilului, a părinților vârstnici, a persoanelor cu dizabilități, dar cel mai grav când aceste mesaje dăunează și la câteva fenomene pe care am început să le reglementăm, dar uitați-vă, ele iau amploare și mă refer la violența în familie sau violența domestică sau sunt neglijate și tratate cu foarte multe glume de prost gust. Mă refer la hărțuirea sexuală, la locul de muncă sau pe stradă și în societate, care se consideră că este o normă pe care noi o interpretăm greșit, în primul rând, feministele sau femeile care au anumite complexe. Pornind de la aceste câteva exemple la care am ținut să fac referință și care toate împreună formează tabloul vieții noastre, vreau să vă îndemn, stimate doamne, să vă faceți fiecare o autoevaluare, cum o fac și eu permanent, și să răspundem la câteva întrebări. Prima, cum reacționăm acolo unde trăim, muncim, la situațiile care nu ne lezează doar demnitatea noastră umană, ci ne marchează pe viață, deoarece ne scad stima de sine și ne schiloidesc nu doar sufletul. 2. De ce majoritatea alegem să le ignorăm? Nu ne privesc. Da, avem problemele noastre și alte treburi mai importante de făcut. E și aceasta o justificare până în punctul în care acceptăm să trecem cu vederea ceea ce li se întâmplă unor anonime, vecinei, colegii. Mâine însă s-ar putea ca sora ta, mama, fiica sau chiar tu să fii supusă hărțuirii sexuale repetate la locul de muncă sau abuzului fizic din partea tatălui, a soțului sau a propriului copil. 3. De ce unele dintre noi, mă refer la femei în primul rând, deși sunt și mulți bărbați, justificăm abuzul fizic și psihologic în familie, violul și mai mult ca atât, blamăm victimele? Zic de ce? Deoarece și eu, și sunt sigură și dumneavoastră, cunoaștem că o bună parte din noi trăim în suferință, violență și acceptăm tacit violul marital. Eu știu că trei elemente ne fracturează existența. Tăcerea, ignoranța și negarea. În altă ordine de idei, aș mai adresa o întrebare, obligatoriu. Uitați-vă cum comentăm de obicei, în privat sau în public, despre femeile care conduc întreprinderi, primării, sunt parlamentare sau ministre și reușesc, demonstrează rezultate, leadership modern, dar și greșesc. Greșesc deoarece, amintiți-vă, spunea foarte bine Grigore Vieru, să acceptăm că și greșeala e scrisă în legile omenești. Vă las să reflectați și să vă răspundeți sincer unde suntem în aceste momente
Și de ce aceste fenomene, pe care nu mai vreau să le repet, continuă să ne afecteze? Familia, viața personală și a societății în genere. Mă voi referi la niște cifre. E vorba de rezultatele din alegerile parlamentare și din februarie și cele locale din octombrie 2019. Scrutine care, dacă ne amintim, pentru prima dată în Republica Moldova s-a aplicat cota de gen de reprezentare minimă a ambelor sexe de 40%, altfel spus, pe fiecare listă prezentată de un partid politic trebuiau să se regăsească cel puțin 40% reprezentanții unui gen, femei sau bărbați. Aceasta a fost o noutate, care noutate sigur că se pupă foarte bine cu ceea ce spunem noi că formează egalitatea de gen în procesul educațional și în politică. Mai mult ca atât, la locale a intrat în vigoare o altă prevedere, pentru prima dată plasamentul pe listă. Minim 4 candidați la fiecare 10 locuri. Doar pentru localele din 2019 s-a acceptat plasamentul minim 3 candidați pe listă, iar în perspectivă, desigur, că vom reveni ceea ce prevede codul electoral. În analiza pe care am realizat-o în baza infograficilor realizate de Comisia Electorală Centrală în parteneriat cu PNUD Moldova și alții parteneri, pe care vă îndemn să le studiați, fiindcă ele sunt foarte relevante, am putut vedea unde se regăsește capitalul feminin și masculin ca reprezentativitate. Cum a fost acesta valorificat de formațiunile politice și Comisia Electorală Centrală, ne vom convinge din câteva date. Dumneavoastră, de ce nu poate e pertinent să vă întrebați și altfel, care registru l-au preferat femeile, cel de a servi campania electorală, cum am făcut-o ani de zile până acum. Cele mai multe femei se antrenează ca și simpatizante sau membre de partid, fac agitație, merg pe la casele oamenilor, iarăși cea mai mare parte din funcționarii electorali, de asemenea, sunt femei, dar haideți să vedem câte din noi au ales să nu mai rămână doar în a face campanie electorală pentru cineva, dar a candida și a face campanie pentru sine. Am avut dreptul să pornim în competiția electorală de la aceeași linie de start ca și bărbații, colegii noștri, partenerii noștri. Nu și cu aceleași șanse de implicare. Dacă vă uitați la barierele din față, care bariere sunt, de fapt, ceea ce ați recunoscut imediat. Responsabilitățile de familie, de la care nu toate am primit dezlegare ca fiind și ale partenerilor de viață. Analiza de gen a parlamentarelor din februarie ne arată că în cele 5 structuri de administrare a alegerilor, bărbații sunt invizibili în poziția de secretar în birourile electorale ale secțiilor de votare, sunt subreprezentați cronic pe toate pozițiile de membre, de secretari, de vicepreședinți, atât în birourile din țară, cât și din afară. Aceeași situație, să știți, că s-a repetat și la alegerile locale din octombrie, unde managementul alegerilor
a fost asigurat în proporție de la 41 până la 97% de către femei, care domină în toate pozițiile. Membre, secretare, vicepreședinți și președinte. În ceea ce privește observatorii naționali, un actor de asemenea foarte important pentru monitorizarea și corectitudinea alegerilor, constatăm pentru ambele scrutine că atât Comisia Electorală Centrală și partidele, candidații, candidatele independente, ONG-urile naționale specializate au delegat tot femeile, preponderent, în proporție de 60%, ca responsabilitate de a urmări competiția electorală și, desigur, că nu poți să nu te întrebi, văzând aceste cifre, o fi având toate aceste structuri mai multă încredere în femei decât în bărbați sau motivul este altul. La scrutinul din februarie vă amintiți că am putut candida nu doar pe circumscripția națională, ci și în cele 51 circumscripții uninominale. Din totalul de 632 de candidați, circa 42% au fost femei. Pe prima poziție, cu regret, doar în 3 partide politice am atestat candidate, iar pe primele 5 poziții, poziții eligibile, fiindcă de fapt aceasta de regulă a fost și rămâne problema atunci când candidezi. Deci pe primele 5 poziții am avut doar 28% femei. Situația, sigur, că a fost sub limita de 30% pe circumscripțiile uninominale, unde am avut foarte puține femei candidate, mai cu seamă din candidații independenți, cei 57, doar 8 au fost femei. Ce avem la locale? Aici, îmbucurător, s-a înregistrat o creștere a femeilor pentru funcția de consilieră raională și municipală cu 14%, iar pentru poziția de consilieră locală cu 11%. Numărul candidatelor, vedeți, a crescut grație acestei cote de gen și mai cu seamă și a prevederii de plasament pe listă sau cotă dublă, cum îi spunem noi în limbajul de specialitate. De ce am ținut să pomenesc de cotă? Fiindcă foarte multă lume s-a impus, mai este dezbătută și astăzi. De ce e cazul? Dacă sunteți atât de bune, haideți în baza meritocratismului să ne implicăm inclusiv în competiția electorală. Cota de gen este o acțiune pe o durată scurtă. O durată în care tu dai șansa, fie în domeniul economic, asta se întâmplă în toate domeniile, nu doar în politic, celor care sunt mai puțin prezenți să facă dovada că sunt foarte buni și ei, competitivi și pot ieși în față datorită acestor înlesniri, dacă vreți, că ele pot fi numite și așa. Ele, desigur că în toate țările, au condus la o echilibrare a participării și implicării deopotrivă și a femeilor alături de bărbați. Vom renunța la ea atunci când lucrurile se vor întâmpla firesc și de la sine. Trebuie să fim în conducere, trebuie să ne asumăm actul de decizie și noi, femeile, reieșind nu doar din cifra participării noastre la alegeri, dar și care cifră
foarte bine se corelează cu faptul că 52% din populația țării o constituie femeile. Vreau să reținem că 54% din persoanele cu studii superioare sunt de gen feminin. Acum să vedem câte din candidate au reușit să obțină un mandat grație votului de încredere pe care l-am dat fiecare, cei care am participat. Pentru locale, primarele alese pentru mandatul 2019-2022 constituie circa 22%. Au reușit mai multe femei să obțină mandatul de consilieră locală la nivel local, la nivelul 1, și anume avem 36,5, iar consiliere raionale 27,1, cu 6,6% mai mult. În Parlament, dacă ne uităm și facem o analiză a dinamicii, probabil că avem cel mai bun, și nu probabil, dar cu certitudine, avem cel mai bun rezultat de la 1990 încoace. De ce? Fiindcă în 1990, în primul Parlament al Republicii Moldova, am avut doar 3,7% femei, iar în 2019 cifra este de 25,7%. O prezență feminină înaltă și cu toate acestea nu și una reprezentativă, de aceea trebuie și vă îndemn să ne pregătim pentru competiția ulterioară, pentru a face și mai prezentă vocea noastră feminină și în forul legislativ. Acesta este tabloul la zi, stimate doamne. Dacă continuați încă să mă ascultați sau să scrieți comentarii, am certitudinea că nu ați ales să fiți experte în deziluzie, ci vă interesează subiectul, fiindcă vă privește și pe voi, ca și pe mine și ca pe atâta altă lume. Mai mult ca atât, unele sunt sigură, deja ați decis cu fermitate să vă implicați, să candidați, iar până atunci să înțelegeți și mai bine anumite aspecte pe care poate noi, cele care am făcut politica anterior, le-am omis sau nu a îndrăznit cineva să ni le spună, deschizând și paranteze care uneori sunt prea dure și vrei să uiți de ele. Contează că nu mai tolerați nici dumneavoastră, cum nu tolerez nici eu, managementul defectuos din unele primării, deciziile care nu vin în beneficiu nostru, fie că e vorba de domeniul economic, educațional, agricultură, industrie, corupția instituționalizată și fenomene care, cu părere de rău, încă sunt tratate permisiv. Mă refer, în primul rând, la hărțuirea sexuală la locul de muncă, diferențele salariale și, desigur, violența domestică. Și eu, ca și tine, știi, vezi că se poate și altfel. Însă, dragile mele, vă spun și din propria mea experiență și din experiența istorică, puterea nu se dă, ea se ia, chiar și în democrațiile cele mai avansate. Și când spun acest lucru, vă îndemn să vă pregătiți pentru o muncă deloc dulce, ca să vorbesc mai stilizat, și totodată pentru o luptă. O luptă cu fricile tale, dar și cu frustrările celor care nu te vor susține, ba unii chiar îți vor pune piedici. Mă refer la persoanele din imediata apropiere, ele pot fi chiar membrii de familie, soțul, copiii, dar fiți sigure că ele vor fi și colegii voștri de partid sau cei din Parlament, Guvern sau Primărie. Cu toate acestea, eu știu că e posibil. E posibil să reușești, să ai
rezultate și să demonstrezi că poți și tu, împreună cu alții, schimba lucrurile în mai bine. Dacă îți pasă, implică-te. Dacă știi cum se poate să trăim mai bine, insistă și demonstrează. Acestea fiind spuse din ceea ce mi-am propus și am considerat că va fi util, aștept comentariile dumneavoastră, din care sunt sigură că voi avea și eu ce să învăț, chiar dacă se pare că știu niște realități din mediul politic. Voi răspunde cu mare drag la întrebări online, iar atunci când vom avea posibilitatea să fim față în față, să continuăm să împărtășim această experiență. Sănătate și pace familiilor dumneavoastră!